Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la episodul 2 din cariera noastră cu Steaua București. Am văzut că la primul video, la primul episod, sunt peste 130 și ceva de like-uri, cam 137 la ora actuală. Deci dacă o să continuați așa și noi o să continuăm foarte bine, o să postăm cât mai des, poate chiar 2 videouri pe zi, pentru că ne motivează foarte mult like-urile voastre. Deci vă rog foarte frumos să apăsați butonul de like. Eu oricum vă mulțumesc pentru toate like-urile care ni le-ați dat, vă mulțumesc fiecăruia în parte. Vedem că sunt niște derbiuri pe care trebuie să le jucăm cu Astra Giurgiu, revanșa pe care trebuie să o ia, este un meci greu în deplasare și apoi vine după asta Târgu Mureș și Rapid, mai întâi să batem la Giurgiu. Este cea mai bună echipă pregătită de noi pentru bătălia aceasta cu Astra, în care Astra, în logic, vrea să-și ia revanșa. Meciul începe, iată-l pe la Tovleviș, cât de frumos trece acolo elegant printr-un fake shot, minge înaltă, minge în careu, lansare către Țafac, însă Cidra Austra au recuperat la Tovleviș. Vedem că presează, însă aici a fost prins cam în față. La Tovleviș face el Filip un pressing. Varela pasă pentru Țafac, preluare superbă a lui Dongu. Țafac trece chiar din preluare. Țafac, gol! Țafac, 1-0 pentru Steaua. Astra este din nou omorâtă de acest Țafac. De superba pasă dată de Fernando Varela, trecere splendidă a lui Țafac, finalizare excelentă. Astra vrea să-și ia revanșa, dar nu o văd prea bine. Țafac găsește un șut chiar în plasa laterală a lui Silviu Lung Junior. Este un jucător foarte bun, foarte talentat. Sper să fie golgheterul nostru în acest sezon, Dongu Țafac. Un nume destul de greu de pronunțat, dar oricum un talent adevărat. Adi Popa, o nouă pasă peste apărare, Țafac! Însă Silviu Lung intervine foarte bine. Superb a intervenit Silviu Lung. Corner pentru Steaua București, care da, să-l bată mai bine, zic eu, Sâmb Mărtean. Este un jucător foarte tehnic. Centrarea lui Sâmb Mărtean, foarte bună, gol! Florin Gardoș marchează tânărul nostru Florin Gardoș. Priviți cât de bucuros este, s-a tăvălit pe jos acolo, mare, nu mai are aer. Superbă centrarea lui Lucian Sâmb Mărtean, iar Florin Gardoș reușește să dea cu capul balonul în poartă. Este minutul 22-0 pentru Steaua București. Din nou avalanșă de goluri împotriva Astrei. Ia să vedem pe Kipciu. Haide Kipciu, iar Stanciu de posedat de Enache. Enache, un jucător talentaș acest jucător. Augustinio centrează foarte bine. Gol, ce bară a lui Kipciu. A fost oricum un șut din întoarcerea lui Alexandru Kipciu. Multe ocazii pentru Steaua București. Nu stă deloc în apărare. Este deja 2-0 și vrem să înțintim cât mai sus. Oros pentru Takayuki Seto. Astra în ofensivă, însă deposedează acolo Adi Popa, greșeala Stelei. Pase superbă pentru William de Amorin, ajunge în flancul stâng. William de Amorin centrează foarte prost, însă urcă Enache ajută ofensiva. Enache șutează, Arlauschi se apără, un șut pe portarul nostru și Astra marchează Pinin Budescu. Cine altfel putea să marcheze decât Budescu? Parcă defensiva noastră le este frică la fundașii noștri de Budescu, rămâne întotdeauna liber și parcă și când atacă pe el prea ușor trece de jucătorii noștri acolo. Ia uita și tu, bă. Oh my god! Băi, pedofilule, sar pe copilul ăla mic, mă, te pui peste el, cred că l-a sugrumat, a vrut să facă prostii de alea, cum le zice. Stanciu, William de Amorin blochează încă o dată, iar acum Kehinde Fatai, nigerianul de 24 de ani, de posedat de Yasmin Latovlevici, care pasează foarte bine la Dongu Țafac, trece frumos, însă Mățel, din nou eu ia înainte, a doua oară când Mățel deposedează foarte ușor pe Dongu Țafac, iată-l pe Budescu pasând la Kehinde Fatai, superb acest teclin al lui Lucian Filip. Din nou Țafac, foarte jucat, prima repriză se termină, 2-1 pentru Steaua, dăm repede goluri, parcă pe sfârșit ne stingem așa, iar adversarii noștri reușesc să reducă foarte mult din diferență. Este 2-1 după ce am conținut 2-0 până în minutul 20 și Astra din nou în atac. Seto deposedat foarte bine de Lucian Sâmb Mărtean, Sâmb Mărtean greșește de această dată, recuperează foarte bine.
Stanciu umfla cu stâncii intrarea lui Stanciu pentru Kipciu. Resping acolo, de fapt a fost balonul deviat de Kipciu. Varela schimbă partea foarte frumos la Latovlevici. Șutul Latovlevici! Peste poartă șutul lui Latovlevici. Da, am văzut că mulți și l-ar dori pe Mățel. De fapt, una bună ne-a spus asta, să luăm pe Mățel. Eu zic că este o idee destul de bună, însă depinde și de, să spun așa, de decizia voastră. Deci dacă mai mulți abonați vor să luăm pe Mățel, noi o să încercăm să-l cumpărăm de la Astra. Deci să nu uitați să lăsați în comentarii dacă să luăm sau nu pe Mățel. Și pe Matei de la Dinamo, un jucător foarte mult pentru el, am avut sugestii, da, am văzut o sugestie pentru Matei, 22 de ani are, un talent adevărat, dar vă dați seama că va trebui să luăm și jucători mai talentați, vrem oricum să luăm și pe Alexandru Maxim, care pe mine este un jucător excepțional, îmi pare foarte rău că nu a venit la Steaua, din păcate n-a, s-a dus el la mai bine ca orice jucător. A niște mercenari să duc după bani. Budescu pasează la Enache, face loc în flancul drept. Enache centrează pentru Fatai. Foarte bine, respingem la Tovlevici și contraatac pentru Steaua prin Stanciu la Donguța Fac. Oh, dacă scăpa această pasă era super, însă Valerica Găman a fost acolo și putem spune că balon s-a dus din noroc în piciorul său. Arlauskis iese foarte bine cu încredere, portarul nostru. Kipciu pentru Lucian Filip, mai departe la Stanciu, călcâiul Stanciu foarte mult pentru Latovlevici, schimbă partea la Latovlevici, superbă pasă pentru Kipciu, Kipciu ajunge placul sânge, este în careu, Kipciu marginea careului, Kipciu gol! Splendid! Kipciu margază, reușește o bijuterie de gol. Excelentă trecerea lui Alex Kipciu, iar finalizarea este trasă din revistă, un gol de pus în rama lui Alexandru Kipciu, un gol de toți banii, de toată frumusețea, de mare fotbalist care reușește Kipciu să-l marcheze și Steaua din nou nu se oprește, din nou conducem cu două goluri avans, Junior Moraes pentru Valerica Găman, mai departe la Takayuki Seto pentru William de Amorin. Atacanții noștri sunt în formă mare, Kipciu și cu Țafac marchează meci de meci, sunt niște mașinării de goluri, parcă sunt tot amuși și cu mutul de la petrolul. Donguța fac o superbă pasă pentru Kipciu, același Kipciu în fața dublei, Kipciu! Apără Silviu Lung, șutul bine trimis de Kipciu, însă se futea mai bine. Corner pentru Steaua, tot sâmbărteam, batea, mai marcat prin Gardoș la aceeași corner, Țafac, gol! Țafac, 4-1, își pune practică jumping-ul foarte mult pe care l-are acest Donguța fac. O centrare pentru el la bara a doua, n-a avut ce să-i facă acolo William de Morin, nici măcar nu a sărit la el, pentru că nu a mai avut nicio șansă în fața lui Donguța, fac un jucător cu mult potențial, sper să crească mult acest jucător de mare valoare, după părerea mea, este un transfer foarte rușit, vă dați seama că acum și după părerea voastră, eu îmi dau seama, mai bine zis, pentru că și-a făcut banii, foarte multe goluri marcate în vreo două meciuri. Budescu pentru Junior Moraes, Moraes! Marchează pentru 3-2, what the fuck, pentru 4-2, what the fuck, din nou marchează după golul nostru, e minutul 82, însă noi avem speranțe pentru că nu mai este mult și avem un avantaj de două goluri. Hai Steaua, forța Steaua, vrem să facem un super sezon. Să nu avem poate chiar nicio înfrângere dacă se poate, asta este o țintă foarte mare, Steaua poate face asta, poate să nu primească nicio înfrângere, da, este minutul 85, este 2-4, priviți aici ce scrie, nu rasismului, priviți acolo ce spune, deci nu rasismului. Iahaia, Sânmărtean blochează foarte frumos, Sânmărtean pasează la Alex Kipciu, Kipciu nu este ajutat foarte mult doar de Țafac, Sânmărtean nu case și el, dar cam în patru labe, să spun așa, Sânmărtean, Moraes, unul din autorii golurilor pentru Astra, foarte bine deposedează Varela acolo pe Bucarii continuă, arbitru oprește jocul pentru un foul pe care l-avem noi, dacă chiar faultează acolo Bucarii la Varela, minge pe centru, Găman blochează și pasează o pasă lungă peste apărare încercată de Găman, Arlauskis a ținut foarte bine acolo, Fatai interceptează,
Este Enache la balon, Enache și ăsta n-a fost foul. Arbitrul nu lasă deloc jocul mai liber. Ăsta nu a fost foul de dat. Bine măcar că nu a dat galben. Hai să nu mai înaintăm zidul. Lovitură pe care o bate Enache. Nu rasismul în continuare, vă spun. Este minutul 90, minutul 90. Intrarea lui Enache. Gardoș, Gardoș atinge ultimul balon. Acolo cade pe jos, sper să nu se fie accidentat Florin Gardoș. Este minutul 90 și pe final de meci, asta în care un nostru s-a instalat bine acolo. Ia hai, centrează, Stanciu respinge foarte bine Dongu pentru Kipciu. Da, se termină 3 puncte, primele 3 puncte în campionat pe care îl luăm chiar împotriva Astrei, una din pretendentele la titlu. Țafac din nou omul meciului cu o notă de 9,6. Din nou un om al meciului acest Dongu Țafac. S-a accidentat chiar Florin Gardoș, da, vă spuneam cât lipsește 5 zile? Da, vă spuneam că se va accidenta, de fapt mă rugam să se accidenteze, da, ce să facem, da, nu au acceptat oferta de 2 milioane cei de la Stuttgart pentru Maxim, oare dacă îl vom da pe Tănase, pentru că nu prea a jucat, din păcate, Cristi Tănase la echipa noastră până în momentul ăsta. Unde ești Tănase, Tănase, uite-l. Uite-l, chiar a scăzut 70, dacă nu știu, avea 71, și mai bătrân. Eu sper să accepte, sper din tot sufletul să accepte cei de la Stuttgart, dar nu vor, oare ce putem oferi noi mai de pres pentru Maxim? Avem un meci cu ASEA Târgu Mureș și îl vom juca să pe terenul nostru. Derby acesta cu ASEA Târgu Mureș și o echipă destul de mare, băi, dar ce comune sunt tricourile. Un derby destul de mare din țara noastră. Oricum această ASEA a reușit să aducă jucători foarte, foarte buni la echipă. Adi Popa centrează foarte bine, respinge Fersi, iar acum Castro. Este vorba de Gabi Mureșan. Mai este și el a jucat la Dinamo Odoie. Zicu, Iani Zicu, nu mai zic. Jucători cu multe trofee în cariera lor de fotbaliști. Chiar dacă sunt bătrâni, sunt jucători care pot ajuta foarte mult echipa. Balaur pentru Castro, Castro pentru Mureșan. Ce vă spuneam, Gabi Mureșan, jucător cu multă experiență, a jucat și în Liga Campionilor. Mureșan pasează la Castro, Castro, oh shit, Castro marchează 1-0 pentru ASEA Târgu Mureș. Steaua pentru prima oară este condusă. Oh my god, haideți băieții mei, este un pic confuz pentru că tricourile sunt cam comune, nu trebuia să ne grăbim. Însă 1-0 pentru ASEA, ei cum a reușit să nu fie confuși, ei cum a reușit să dea golul ăsta atât de bine. O pasă bună trimisă acolo de Mureșan și a reușit să îl învingă pe Arlauschi. Arlauschi parcă e degeaba în partea, serios, n-a apărat decât ce a fost pe el. Zici că e plătit degeaba, chiar își face bani iar la Uschis. Donguța va pentru Augustinio, Augustinio șutează în blocaj, haide, haide Kipciu, Kipciu, frumos de exact, Kipciu, golasă! Kipciu este, reduce din diferență, egalează, ce să mai... excelentă finalizare, excelentă execuția lui Alex Kipciu, bun fake shot foarte frumos cu stângul, trage aici autorul golurilor de poveste, reușește să egaleze acum, să spargă gheața, să marcheze. Da, Zicu este și el titular, o echipă foarte bună care au reușit să o construiască cei de la ASEA. Stanciu, iată-l acum pe Stanciu pasând excelent acolo pentru Dongu Țafac, are viteză bună Țafac, însă pasa a fost prea tare, Țafac a plecat acolo puțin prea târziu. Kipciu, presă de șut, Kipciu, gol! Dublă pentru Alex Kipciu, meci de visă împotriva celor de la ASEA Târgu Mureș. Un șut foarte, foarte frumos trimis de Alex Kipciu, respingere greșită acolo, iar Kipciu nu iartă din afara careului, al doilea gol din afara careului în acest meci, golul care ne aduce în avantajul meciului 2-1, o dublă a lui Kipciu care ne aduce în avantaj pe tabelă, un Kipciu care a reușit foarte repede să schimbe rezultatul de pe tabelă. Iată-l pe Dongu Țafac pasând excelent la Kipciu, Kipciu în fața hat-trick-ului, Kipciu hat-trick, ce meci! Ce meci al lui Alex Kipciu, incredibil, și meciul cu asta a făcut spectacol. Acum parcă e mai ceva ca Leo Messi sau Cristiano Ronaldo, nu știu cu cine să-l compar. Golul asemănătoare, acesta este ala Messi, iar execuțiile din afara careului ala Cristiano Ronaldo. Steaua în formă de zile mari, Kipciu într-o formă de zile mari, atacanții noștri sunt
arată de fapt un randament de mare, mare atacant. Kipchiu recuperează încă o dată. Kipchiu din nou fake shot. Kipchiu pasează la Adi Popa. Shoot deviat peste poartă. Peste poarta lui Stânciu, dacă nu mă știu așa îl cheamă pe portar. Sârmărtean centrează. Centrarea lui Sârmărtean. Kipchiu, tot Kipchiu cu capul. Tot Kipchiu să lovească acolo. Da, ocazii foarte mari, este minutul 28, 3 la 1, hat-trick până acum lui Alex Kipchiu. Hat-trick făcut chiar din minutul 20, dacă nu mă înșel, oricum Kipchiu un hat-trick foarte rapid marcat. Dongu pentru Kipchiu s-a vrut această pasă, însă cei de la SEA au recuperat Zicu Castro. Agustinio, superbă pasă pentru Kipchiu, spațiu pe centru, Kipchiu pasează la Stanciu, Stanciu gol! 4 la 1, marchează Stanciu, Kipchiu cu 3 goluri și o pasă de gol. Aceasta a fost pentru Nicușor Stanciu, care l-a învins, l-a executat pe portarul Stanciu, portarul celor de la SEA Târgu Mureș, și execuție cu latul reușită de Stanciu. Toți jucătorii sunt în delir și fanii și eu sunt în delir, ce să mai vreau, însă să marcheze și Dongu, aș fi foarte fericit. Mai este timp, mai este timp pentru așa ceva, însă să nu stăm atât de mult în defensivă dacă vrem să mai marcăm. Trebuie să și atacăm, chiar dacă scorul este acesta. Gol averajul ne ajută foarte mult. Fernando Varela pentru Lucian Sârmărtean. Oh, Mureșan acolo intră foarte brutal. Sper să-i se acorde cartonașul galben când jocul va fi oprit. Ce mă rog eu. O, Stanciu, cât pe ce de recuperare în față. Felusi presează acolo și s-a fac un pressing cam așa, cu vrute și nevrute. Ța fac pasează la Kipchiu. Kipchiu, Balaur îl oprește pe Kipchiu, iar cum sălăgeanu pentru Mureșan. Mureșan la centrul terenului, pasează la Castro. Castro pentru Secheli. Secheli 1 la 1 cu Latovlevici. Asmin Latovlevici nu îl oprește pe Secheli, care continuă. Filip vine în fața lui Secheli, pasă în careul nostru pentru Castro. Castro în flancul drept, 3 adversari pe Castro, întoarce balul la Secheli. Secheli de posedat de Sârmărtean, iată acum pe Agustinio. Ca Agustinio, Agustinio, du-te tată, Agustinio pasează la Hadi Popa, care lasă balonul în spate la Kipchiu. Asta a fost schemă, ce să mai, n-a fost prostie. Varela pentru Sârmărtean, Sârmărtean o pasă luminoasă, însă Felusi este acolo atent. S-a gândit, a văzut bine meciul care trebuia să fie a Stelei. Bumba, continuă. Este minutul 81, trece Bumba, ajunge în flancul stâng, Bumba se îndreaptă în careul nostru, centrarea lui Bumba, Secheli recentrează, Secheli și Goga marchează, Dorian Goga marchează, este 4 la 2, hai băieți, la Tovlevici, lăsați-mă la Tovlevici în centru, care nu are ce să facă la cap. Îmi amintesc de golul Legiei Varșovia, Rakivici, nu mai știu cum cine l-a dat, tot așa cu capul, acum 2 ani în preliminarea Champions League. La Tovlevici n-a putut să facă nimic acolo la cap. Agustinio pasă pentru Stanciu, Nicușor Stanciu, șut din acea poziție, Stăncioiu a reușit să apere, o poziție grea, eu credeam că va centra, Stăncioiu a apărat însă șutul lui Stanciu. Kipchiu, șut de la distanță, bară al lui Kipchiu, bară al lui Alex Kipchiu, șuturi foarte, foarte bune trimise de jucătorul nostru, deșeptarul nostru, vârful nostru, din vârfurile noastre. Se pare că Țafac nu a marcat încă până acum, dar meciul este pe final. Să vedem pe Stanciu, din nou lansat de Kipchiu de această dată. Stanciu centrează către Kipchiu, Balaur, ce bară, balon care iese până la urmă în afara terenului. Nemulțumit acolo Stanciu. Kipchiu dintre doi adversari lovește cu capul și da, încearcă să facă și foarfecă. Corner pentru Steaua, bate Sârmărtean către Filip, respinge însă Constantin. Agustinio din vole, meciul se termină, victorie pentru Steaua cu 4 la 2, încă 3 puncte luate de echipa noastră, 9,8 nota lui Kipchiu, omul meciului cu 3 goluri și o pasă de gol. Țafac a avut și el un asist, deci Kipchiu a fost 2 asisturi și 4 goluri. Deci Kipchiu 2 goluri de la lui și le-a făcut din fază proprie. Ofertă pentru Robert Vâlceanu. Nu putem să-l dăm pe Vâlceanu, spun eu. Un jucător care trebuie să crească. Dacă îl dăm, măcar să-l dăm ca împrumut, nu știu, la o echipă mai mică din campionat, pe Robert Vâlceanu, pentru că vreau să crească destul de mult acest Vâlceanu. Și Târnovan, jucători de așa mai slăbuți, așa.
Ia să vedem unde e, mă, Vâlcea, Luțafac, ce să-i faci, mă, Luțafac? Ia, mă, mai crescut la statusuri? Oh, da, uite, agilitate, eu am mai crescut cât de cât. Prepeliță, Osinonicaș, Gafarot, ăsta e luat de la Barça acum, dacă, da. Gafarot, Târnovan, și l-am pus deja, l-am pus pe împrumut, uite și pe Vâlceanu, să-l împrumutăm și pe el, nu putem, abia a venit. Punește cotarul de la 80.000, am avut ofertă de 125.000, dacă nu mă înșel pentru el. O ofertă bunicică, n-are 17 ani, ofertă pentru Kipchiu, acum ce, mă, să le cerem 10 milioane, puteam să le cerem celor de la Liverpool, are 25 de ani Kipchiu, dar normal că n-au acceptat atât, pentru cât să mai dăm noi lui Stuttgart pentru acest Maxim, nu cred că îl vom putea lua acum, nu știu, poate să mai vindem ceva. Dar cam atât, acesta a fost episodul 2, după primele două etape suntem pe primul loc. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Până data viitoare, rămâneți cu bine și sayonara!